Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ultimul weekend din aprilie. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate urările frumoase pe care mi le-ați făcut până acum și vă mulțumesc în avans pentru că știu că veți fi mulți cei care îmi veți scrie în, în comentarii. Cu adevărat, da, e un moment special pentru mine, recunosc. E ciudat, 29, 29. Prefer să nu vorbesc despre asta și avem uh, Marea Preoteasă și Eremitul, da? Ei, uh, uite, eu o zi, cel puțin sâmbătă, în care suntem ceva mai intuitivi, suntem ceva mai analitici. Emoțiile vor fi la cote maxime, da? Fie vorba între noi, persoanele, în general, născute pe 29, sunt foarte sensibile, au uh, o cum să spun, au o conexiune specială da, cu Universul și sunt persoane mai retrase, mai neînțelese, mai diferite da, față, de, față de ceilalți. Sunt persoane care sunt în general predispuse spre studiu, spre analiză, spre zona aceasta și analizează orice e și pun la suflet orice. Așa. Indiferent de lună, da? în general vorbim. Poate vreodată o să fac ceva special pentru fiecare zi de naștere, dar vedem. Și de ce spun asta? Pentru că așa o să fie și ziua de sâmbătă, mai mult decât atât. Avem energia generală, nebunul, cu atât mai mult. Uite, este o zi cu predispoziții spre ideea aceasta de a vedea un detaliu care ne schimbă destul de mult perspectiva. Da? E acea diferență care schimbă lucrurile. E foarte bine ca în ziua de sâmbătă, spre exemplu, să ne lăsăm așa purtați de evenimente, tare bine ar fi, pentru că, uite, ziua de sâmbătă vine cu niște surprize foarte mari. Avem un sextil între Marte din Rac și Uranus din Taur. Da? E un moment în care ne eliberăm așa puțin, de trecut. Se poate spune un adevăr, putem avea parte de o conștientizare. Tot ziua de sâmbătă este foarte bună pe distracții, pe glume. Este o zi pe de o parte, liniștită, pe de altă parte, vine Uranus și aduce surprizele acolo unde ne așteptăm mai puțin. Uh, undeva duminică, lucrurile sunt ceva mai relaxante, doar că deja se simte luna mai. Da? Și de ce spun asta? Uh, în primul rând, uh, undeva spre seară, Mercur uh, din retrogradare da? se apropie foarte mult de o quadratură cu Lili din leu. Probabil deja se simte, doar că de data asta sunt tot felul de reproșuri care se pot face, doar că, pe de altă parte, este și un moment de eliberare din punctul meu de vedere. Avem împărăteasa și nebunul, da? data de 30, deci uh, poate să fie o zi în care avem tot felul de surprize legate de planul material, legate de bani, legate de confortul nostru și uite, avem aici echilibrul, energia generală pentru duminică. Este adevărat că echilibrul pe de o parte vine cu vindecare, pe de altă parte vine cu un compromis și vine așa cu o energie în care nici nu suntem bine, dar nici nu suntem fericiți. E undeva la mijloc. Deci, uh, eu nu-i tare ciudat, însă, așa cum spuneam, uh, luna mai își cam face simțită prezența că luna mai vine cu tot felul de evenimente ciudate, da? evenimente ciudate. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie. Da? Încă un element, spre exemplu, ziua de duminică o să ne găsească foarte concentrați pe, afa, pe făcut mâncare, deci pe gătit, pe cumpărături, pe tot felul de activități din acestea pentru confortul nostru. O atenționare aș avea undeva duminică dimineața, atenție pe sănătate și atenție ce activități faceți și cum le faceți. Da? Bun. Ca și sfat, lăsați orgoliu deoparte și lăsați chestiile astea că oricum sunt lumești, sunt trecătoare și o să vedem dacă în următoarea perioadă mai scurtă sau mai mare, nu știu, părțile astea materiale nu prea vor mai conta chiar atât de mult. Da? Bun, Hai să începem cu zodiile, dar până atunci îți reamintesc de filmările pentru următoarea săptămână, pentru că avem o eclipsă de lună în scorpion. Este o încheiere de karmă, pentru că este ultima, da. nodul sud iese de acolo, de undeva de prin iulie, gata, ne lasă în pace, este o închidere, este o explozie, dar nu e ceva ce se termină brusc, asta vreau să înțelegeți. Probabil unii deja simțiți energiile eclipsei. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie și începem cu zodia Berbec. Bun, dragi Berbeci, pentru voi Hă, ziua de sâmbătă este foarte bună în relația cu rudele, în relația cu un copil, cu persoana iubită. E o zi foarte bună să străluciți, să vă simțiți bine. Poate aveți o petrecere la care merge sau poate se întâmplă tot felul de evenimente frumoase. Undeva spre seară deja vă concentrați voi pe muncă, pe animalele de companie, pe zona aceasta a, de ce nu a activităților zilnice, pentru unii sau chiar pe sănătate. Uh, surpriza pentru tine vine din partea unei persoane foarte apropiate ție. Surpriza poate să vină prin niște bani pe care îi primești tu sau bani pe care îi primește partenerul tău sau cineva din casa ta, din familia ta. Uh, e un moment foarte surprinzător pentru tine. Fie cineva îți face un compliment, fie afli niște vești bune care te bucură. Însă vezi că este un weekend cu foarte mari surprize pentru tine și pe zona financiară. Prima parte a zilei de duminică e bine să fie puțin atent pe sănătate și în rest ziua de duminică te găsești foarte concentrat pe muncă, pe cumpărături, chiar pe gătit pentru unii pește deci sunteți concentrați pe așa ceva și, în general, activități fizice. Da, deja începe să se simtă acea tensiune legată de afaceri legată de plăcerile tale, dar lucrurile se vor rezolva. Hai să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie tu să cunoști pentru acest weekend. Magicianul, magicianul și cavalerul de monede. Este un weekend în care te miști așa încet și sigur și e un moment în care, uite, ai foarte multe lucruri de făcut sau pregătești ceva, afli niște lucruri. Da? Apoi avem aici șase de bâte, o bucurie pentru tine, o victorie, ieși undeva într-un loc public pentru unii berbești sau uite, dacă ai ceva de făcut, cu siguranță lucrurile vor ieși extraordinar de bine. Ultima carte, Marea Preoteasă, niște secrete pe care le poți afla, dar este și un weekend în care intuiția ta te ajută extraordinar de mult, da? Extraordinar de mult. E un weekend, așa, cu o magie pentru tine, dacă vrei. Zodia Taur, Dragi Tauri, pentru voi, ziua de sâmbătă vă găsește foarte, foarte ocupați cu munca, cu trecutul, cu casa, familia. Intrați în contact cu tot felul de oameni. Acum, poate să fie pozitiv sau nu. Ideea este că. Uh, e un weekend în care aveți niște surprize foarte mari, chiar legate de bani, de cadouri, de zona aceasta. Uh, surpriza pentru voi uh, e destul de interesantă, da? Uh, este vorba despre o reacție puternică pe care cineva o are, are legătură cu. Uh, o veste oficială pe care fie o dați. Celorlalți fie primiți o veste care vă surprinde. Uh, e un moment acolo foarte interesant în relația cu rudele, în relația cu persoanele apropiate vouă. Uh, e și un moment de, 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 conștientizare pentru voi. Da? E, cu, e cu surprize mari și chiar voi e posibil să-i surprindeți pe ceilalți. Da? Fie printr-o schimbare bruscă de dispoziție, fie printr-o abordare uh, diferită a unei situații. Ziua de duminică uite de dimineață poate să fie ceva ce te scoate acolo din zona de confort, ceva ce nu-ți place, ori e gălăgie și vrei să mai stai în pat și n-ai cum, ori pot apărea conflict în relația cu un copil, cu persoana iubită. Partea bună a lucrurilor este că duminică e o zi foarte bună pentru tine să te simți bine, să te distrezi, să te relaxezi, pentru că urmează o săptămână foarte, foarte intensă, foarte intensă și bineînțeles că de duminică. Poți să simți mult mai intens acele conflicte în relația cu rudele. Acum ce să facem Da? Partea aia e pentru toată lumea, pentru fiecare zodie e diferit. Atenție ce comunici da? și lasă trecutul ăla în urmă. Da? Lasă trecutul în urmă și încearcă să înțelegi că nimic nu e stabil pe lumea asta. Absolut nimic. Totul este trecător. Marele preot, 5 de cupe, cartea ta, dragi tauri, lăsați trecutul în urmă, serios. Da? Ceva aici nu-ți place, ceva nu-ți convine, e ca și cum ți-ai făcut niște iluzii, ai niște așteptări în legătură cu o situație. Apoi avem aici patru de bâte, mergi la o petrecere sau patru de băte poate să însemne și un moment de sărbătoare. Este un weekend în care, uite, poți să te apropi mult mai mult de planul acesta spiritual. Da? E ca și cum ai acolo un ritual, faci ceva interesant. Ultima carte, îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemen, dar și o decizie pe care o ai de luat. Vezi că este un weekend în care iubirea e importantă, relațiile din jurul tău sunt foarte importante și da, aici se pot lua tot felul de decizii ciudate. Mai ales dacă discutăm despre o situație în care tot ai plâns, ai suferit și trecutul așa îți, îți, rulează în minte în momentul de față, chiar și așa lucrurile sunt bune. Da? Se rezolvă ceva. Zodia gemeni, dragi gemeni. Pentru voi este un weekend așa de călătorii, da, deși nu aveți voi energia necesară și nu aveți nici chef, dar uh, Intrați în contact, spre exemplu, sâmbătă cu tot felul de oameni, mergeți undeva, vă vedeți cu persoana iubită, vă faceți planuri împreună cu persoana iubită, puteți să cunoașteți pe cineva, deși cu mercur acolo retrograd pe ultima casă astrologică nu prea indicat că uh, e posibil să nu vedeți voi lucrurile clar, da faceți cum știți. Da? Pe de altă parte, uite că este un moment pentru tine în care vei avea o surpriză foarte mare, fie printr-o sumă de bani pe care o primești sau printr-un cadou, printr-o reducere, printr-o ofertă pe care o găsești, Uh, poate să fie și ceva legat de zona străinătății, de zona spiritualității. E ceva ce pur și simplu nu coincide cu principiile tale de viață. E o surpriză maximă pentru tine. Uh, dacă aveai impresia că totul e urât și că na, totul e anost așa în jurul tău, uite că Uranus de acolo îți spune că nu e așa. Da? Te surprinde extraordinar de mult. Bun. De asemenea, uite, ziua de duminică pentru tine te găsește concentrat și pe casă, pe familie și pe viața profesională. Deci, nu știu, vei fi foarte prins acolo, da? Intri în contact cu tot felul de oameni, de rude. E o zi de duminică în care ești foarte prins de trecut. Trecutul ăla nu te lasă în pace de nicio culoare vezi, nu exagera și încearcă să eviți discuțiile în contradictoriu cu rudele, vezi cum conduci începând cu ziua de duminică, vezi cum mergi pe stradă, așteaptă să fie verde la semafor, respectă regulile de circulație și evită conflicte. Da? Da? Și vezi ce comunici, vezi ce comun. Da. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Și avem 5 de bâte. 5 de bâte și 5 de cupe. E o discuție aici în contradictoriu. E ceva ce nu-ți place. Da? Ceva ce ți se pare nedrept, ceva ce ți se pare că nu e la locul său. Marele preot vorbește despre o legătură cu Zodia Taur pentru unul dintre voi. Da? Apoi avem aici nebunul, o surpriză foarte mare pe care o aveți. Da? Și are legătură cu o poveste în care ați obosit, în care tot ați stat, v-ați consumat, v-ați certat, v-ați agitat în interiorul vostru. Puteți să cunoașteți o nouă persoană, nebunul vine cu o eliberare. Da? Iar ultima carte 4 de spade. E ceva ce te va pune foarte mult pe gânduri în acest weekend, foarte mult. Și îți vei dori să te odihnești, să te relaxezi și tare bine ar fi dacă ai face asta. E ca și cum se întâmplă aici un eveniment, uite, legat de o poveste de iubire sau legat de sufletul tău. Afli de o chestie bruscă care se petrece și care pur și simplu te împlinește până la urmă. Te simți bine. Poate să fie și așa ceva. Și atenție pe sănătate, dragi gemeni, nu exagerați că nu aveți energia necesară. Zodia Rac dragi raci, ziua de sâmbătă este foarte bună pentru voi să vă afirmați, să vă simțiți bine, să fiți apreciați de către ceilalți, faceți cumpărături sau primiți tot felul de reduceri, totul curge așa în viața voastră într-un mod frumos. Și de asemenea, pentru voi este vorba despre o surpriză pe care o aveți din partea unui prieten legat de fie niște planuri de viitor pe care acesta și le schimbă, fie este vorba despre o relație care își schimbă destul de mult cursul fie pentru unii raci este vorba despre o legătură cu zona aceasta a internetului, da? de acolo vine surpriza. Chiar rămâneți destul de mult blocați. E o situație din care voi veți ieși bine din punct de vedere financiar sau este o situație care vă oferă o mai mare încredere în voi. Deci e super, super ok ce se petrece. De asemenea, ziua de duminică Uite, de dimineața, atenție puțin pe drumuri, dar și pe zona aceasta discuțiilor în contradictoriu. Și duminică văd că nu știu, ieși cu prieteni, ieși în grupuri de oameni, te simți bine, te relaxezi și așa mai departe. Da? Începând cu ziua de duminică, încearcă să nu o iei la modul personal, indiferent ce vorbe auzi prin grupul tău, indiferent ce. Discuții sunt acolo, indiferent ce schimbări au loc, schimbări de planuri, știu eu. Da, șase de cupe, șase de cupe și cavalerul de cupe. Cineva vine către tine cu o ofertă, cu o propunere. Văd aici că e posibil să fie vorba și despre o propunere de dragoste. Unii e ca și cum intrați în contact cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult timp și este o persoană care momentan are niște probleme. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Uite că e un weekend în care ți se cere să accepti faptul că ceva e blocat. Ți se cere să privești o situație dintr-o altă perspectivă. Ultima carte, nouă de cupe, văd multă mulțumire, împlinire, bucurie pentru sufletul tău. Da? E ca și cum ți se pregătesc tot felul de surprize în acest weekend. Da? Ai crezut o ceva și uite că afli cu totul și cu totul alte lucruri. Cineva îți poate cere ajutorul e ok, tot înainte. Zodia leu dragii lei, ziua de sâmbătă vă găsește foarte energici și. Văd aici o discuție foarte interesantă pe care o aveți cu un copil cu persoana iubită, fie mergeți undeva într-un loc și vă întâlniți cu persoane. Fie mai spirituale, fie persoane străine, adică din alte culturi, din alte religii. Este un weekend foarte bun pentru tine și pe zona aceasta studiului, și uite, e interesant că pentru tine este vorba despre o surpriză foarte mare pe care o ai din partea unei persoane cu autoritate asupra ta. Și asta înseamnă partenerul de viață, șeful, un părinte, da, o, o, nu știu, ceva ce se întâmplă mare acolo. Și e ceva ce ține și de ceilalți. da, Deci, surpriza vine. Fie că afli de o relație că se oficializează, fie, știu eu, sunt tot felul de decizii ciudate care se iau acolo Și norocul e chiar în zodia ta, deci e ceva foarte benefic pentru tine Ziua de duminică, uite, te găsești în prima parte cu niște cheltuieli sau este o discuție acolo, e o agitație pe tema banilor și bineînțeles că tot ziua de duminică te găsește foarte, foarte bine susținut în relația cu ceilalți, da? Te afirmi, te simți bine, ești în centrul atenției, însă e bine să fii foarte atent ce comunici, să nu fii provocat, da? Să nu fii provocat că e posibil să spui niște chestii de care să-ți pară rău, da? Uite, e un moment bun ziua de duminică. Să, dacă lucrezi, e ok, ești apreciat. Dacă nu, ți intră bani, e ok. Wow, ok, deci mă opresc. 9 de bâte. 10 de bâte. Dragii vă simțiți am obosiți. Ha? Da? Ați obosit. E ceva legat fie de o femeie din viața voastră, de abundența voastră, stabilitatea voastră materială. Văd o persoană aici Poate e o persoană din jurul vostru. Nu este neapărat nevoie să fiți voi. Cineva care e obosit, e temător, cavalerul de spade, o discuție foarte rapidă, o surpriză mare pe care o ai. Fie este vorba despre o veste care vine așa fulger către tine și te șochează, fie este vorba despre o ceartă pentru unii. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau o legătură cu o persoană sensibilă, o persoană dulce, iubitoare. Dragi lei, fiți puțin atenți și pe zona aceasta a sănătății, da? Pe zona aceasta a sănătății. Că ceva acolo e, e ciudat pentru voi. E un moment în care aveți cu adevărat intuiție, dar încercați să mențineți un echilibru. Zodia fecioară. Dragi fecioare, pentru voi, Uh, ziua de sâmbătă este foarte interesantă, doar că aveți foarte multe lucruri de făcut. În casă, în familie, sunt chestii pe care trebuia să le faceți și nu le-ați făcut sau sunt lucruri programate de mult timp. E o zi foarte profundă pentru voi, foarte, foarte intensă, se întâmplă ceva acolo. Fie aveți niște lucruri de făcut în casă, în familie, tot felul de chestiuni de genul acesta. Uite că surpriza pentru tine vine printr-o activitate pe care o faci. Uh, surpriza pentru tine uite, are legătură și cu un prieten sau cu un plan pe care ți-l faci uh, pentru viitorul tău și e o situație ciudată, da? pentru alții pot fi tot felul de surprize pe care le aveți, niște activități pe care le faceți. Ați crezut voi că lucrurile sunt cumva și când colo e cu surprize. Ideea este că sunteți foarte protejați, da? e ceva foarte, foarte benefic pentru voi uh, acolo. Vă recăpătați energia undeva sâmbătă seara și bineînțeles că. Ziua de duminică uite, în prima parte a zilei pot apărea conflicte în relația cu ceilalți. Însă, la un moment dat, ziua de duminică e foarte bună pentru voi pe studii, pe relația cu ceilalți, pe comunicare, pe drumuri îndepărtate. Atenție puțin, dragi fecioare, cine vă provoacă, da, duminică seara sau începând cu duminică seara Pentru că e posibil să descoperiți niște lucruri sau e un moment în care vă simțiți destul de ciudat da? Aflați lucruri, se spun secrete, se întâmplă tot felul de chestii Soarele da, e un weekend cu surprize uriașe pentru voi. Soarele și trei de cupe, o legătură cu un leu, dar văd o bucurie, o mică petrecere, un drum pe care îl faci. E ca și cum totul e benefic. Cumpătarea, o legătură cu un săgetător. Ei, uite că în cadrul acestei petreceri sau în cadrul acestui eveniment, cumpătarea vorbește despre fie un compromis pe care îl faci, fie lucrurile pe de o parte sunt bune, pe de altă parte nu sunt chiar atât de bune. Iar ultima carte, Asul de spade, o decizie pe care o iei sau o soluție care se găsește la o situație, la o problemă. Simt aici energie duală, nu știu, poate e nevoie să vă împărțiți în mai multe direcții. Zodia balanță. Dragi balanțe, Ziua de sâmbătă vă găsește foarte concentrați pe tot ce ține de relația cu ceilalți. Sunt multe discuții, sunt multe planuri, se fac multe, multe lucruri acolo. Ei, uite că undeva de sâmbătă seara nu prea mai ai tu chiar atât de multă energie, da? Și e un moment în care o surpriză foarte mare din partea unui copil, din partea persoanei iubite. Este vorba despre o problemă, da? Legată de oficializarea relației, legată de o afaceri da legată de o persoană cu autoritate asupra ta sau de autoritatea pe care o ai tu asupra unei situații și uite că e cu surprize, da, e cu surprize. Uh, norocul vine fie printr-un prieten, fie vine pe internet, fie e un noroc acolo care ține și de ideea aceasta de a schimba puțin niște planuri de viitor, dar e intens, e profund. Bineînțeles că, așa cum am spus de de sâmbătă seara, deja se mai scade din energie, doar că duminică da, e un moment în care, cel puțin în prima parte a zilei, ar fi bine să fii atent pe sănătate, dar și pe activitățile pe care le ai de făcut în casă și în familie. Eu nu spun să n-ajuți oamenii, dar mai odihnește-te și tu, da? că e o perioadă aglomerată. Tot ziua de duminică, uite, te găsește foarte, foarte prins pe grupuri de oameni, pe întâlniri, pe comunicări, pe tot felul de lucruri de genul acesta, da și atenție puțin încearcă să eviți foarte mult uh, discuțiile în contradictoriu sau vezi dacă se reia o discuție ciudată, da, care nu-ți place, vezi că de data asta bubui, da, de data asta se pot clarifica lucrurile, da, motanul meu miaună pentru că vrea în balcon, dar balconul este descoperit și nu pot să-l las singur, da, lord, hai la mami, hai. Sau vrea să mă joc cu el din două una și am fost împreună, l-am dus afară, dar. Trebuie să fac filmarea, dacă nu nu mai fac filmarea, stau cu el a venit. Hai Lord, hai. Hai la mami, hai. Da, regina de cupe, dragi balanțe, un weekend în care posibil și voi să fiți tot așa să aveți ceva de făcut și toată lumea să vrea câte ceva de la voi. Avem roata destinului și regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Uite o bucurie aici, da? într-un drum scurt, într-un drum scurt pe care îl faci printr-o discuție. Ceva se transformă aici legat de o persoană mai sensibilă sau este un weekend în care toți oamenii din jurul tău explodează așa cu emoții. 8 de bâte, o bucurie, un succes. 8 de bâte reprezintă și acel moment cum că lucrurile merg foarte, foarte rapid pentru tine. Da? Pasiune. Ultima carte, 7 de monede. Se pare că primești niște bani sau este un weekend în care stai așa liniștit și relaxat și analizezi așa cum anume a evoluat o situație. Da? Pe de altă parte sunt niște discuții de care nu prea poți să scapi. Da? Nu prea poți să scapi. Și roata destinului vine clar, uite, cu, cu, decizii, da? cu decizii, cu ruperi. Zodia Scorpion. Dragii mei scorpioni, pentru voi este un weekend în care vreți să vă afirmați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume, nu mai acceptați absolut nimic. Ziua de sâmbătă vă găsește foarte ocupați, aveți tot felul de chestii de făcut, fie lucrați, unii scorpioni, alții uh, sunteți prinși pe tot felul de activități care vă fac plăcere, alții sunteți prinși chiar și pe zona aceasta a sănătății, însă uite că tot ziua de sâmbătă pentru tine vine la pachet cu o surpriză foarte mare privind o schimbare a unui plan de viitor legat de partenerul de viață, o persoană din familie, uh, o persoană dragă ție, da? sunt niște surprize acolo uriașe pe care le ai. Da, ă, ești foarte bine susținut. E o situație din care tu ești foarte, foarte bine. Fie reputația ta iese bine din povestea asta, fie este vorba despre um, o poveste, să spun așa, din care toată lumea te aplaudă. Da? E ok. Sau ești norocos prin poziția ta, prin felul în care ești. Mai mult decât atât, ziua de duminică, cel puțin prima parte a zilei, poate să vină cu niște conflicte în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Duminică ești foarte prins în tot felul de activități, intri în contact cu tot felul de oameni, se reiau anumite discuții, dragi scorpioni, doar că de data asta explodează bine. Da, explodați de-a binelea și de data asta chiar aveți ocazia să vă și pregătiți pentru o decizie acolo unde e cazul. Da? Fie că sunt prieteni, fie că e partenerul de viață, că sunt clienți, sunt oameni în general. Deci e cazul acolo să luați o atitudine. Deja vă pregătiți pentru eclipsa de pe 5 mai voi. Hai să vedem, dragi scorpioni. Doi de spade, doi de spade și roata destinului, da? Uh, o decizie, da? O decizie pe care o ai de luat sau este un weekend așa în care nu prea ai chef să comunici, da? Pe de altă parte, e un moment în care spui, m-am retras, totul să fie la voia destinului. Se poate lua o decizie undeva care să te surprindă, arcana majoră, moartea, vorbește despre zodia ta, deci este un weekend în care tu cu adevărat vei lua decizii importante, este un weekend intens pentru tine. Uh, poți să pui capăt la ceva sau poate să fie un weekend în care pur și simplu nu mai suporți o anumită situație. 7 de monede înseamnă că poate să fie și un moment pentru tine în care stai și reanalizezi puțin trecutul sau este un moment în care pur și simplu reușești și îți găsești liniștea. Uite, poți să întrerupi această poveste cu așteptarea. Probabil aștepți ceva, niște discuții care pot fi aici legate de o moștenire legate de uh, niște bani zodia săgetător, dragi săgetători pentru voi. Este un weekend foarte interesant. În primul rând, ziua de sâmbătă. Uh, e foarte bună pentru voi să vă distrați, să vă simțiți bine, să creați, să studiați, să intrați în contact cu tot felul de oameni care mai care mai interesanți. Și bineînțeles că e un moment pentru voi în care aveți o surpriză foarte mare, fie de la o persoană de la muncă, fie este vorba despre o surpriză legată de un părinte, o persoană cu autoritatea asupra voastră, partenerul de viață. Pe acolo e o surpriză foarte, foarte mare pentru voi și toată povestea vine fie printr-o discuție, fie printr-un drum scurt, dar e o situație care, să spun așa, că te eliberează pe tine dintr-o dintr poveste. Da. Vezi că e și o situație ciudată în fața cărei ești pus, doar că fie intuiția ta te ajută, fie ceva ce tu cunoști la nivel înalt Mai mult decât atât, sau o persoană care e undeva la nivel înalt poate ajuta Ziua de duminică vine pentru tine în prima parte cu niște responsabilități pe casă, pe familie, e nevoie să te împarți acolo doar că lucrurile sunt bune și uite că duminică, indiferent de ceea ce vei face, vei fi apreciat, vei fi foarte bine susținut, vei ieși în evidență prin tot felul de activități pe care le faci, iar dacă ești la muncă, e ok tot înainte. Singura chestie e că începând cu acest weekend, eu ok să lași puțin partea aceasta de orgoliu legată de ideile tale despre viață. Asta e foarte important. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți. Care sunt energiile? Magicianul sunteți prinsi în tot felul de activități în acest weekend, cavalerul de monede și luați totul încet și sigur. Se pare că unii săgetători, fie ați trecut printr-o situație ciudată, fie treceți, nu știu, evenimente neașteptate care apar în jurul vostru, da? Apoi avem aici 5 de spade, un compromis sau o nedreptate pe care o simți din partea unei persoane. Tot 5 de spade poate să vină la pachet și cu un moment în care ți se cere să-ți urmărești puțin propriul interes într-o anumită poveste. Poate faptul că cineva e mult prea învechit în gândire sau cineva analizează prea mult lucrurile, treaba asta nu-ți place. Steaua, o legătură cu zodia vărsător. Steaua vorbește și despre o legătură cu zona tehnologiei, dar și despre faptul că, uite, ușor- ușor se arată acea lumină de la capătul tunelului. Da? Se arată acea lumină. Ceva nu-ți place în legătură cu un coleg de muncă, zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi este un weekend foarte intens. În primul rând, sâmbătă sunteți foarte prinși pe casă și pe familie, trecutul bate la ușă, aveți tot felul de activități de făcut. Nu sunt neapărat negative. Vă pot veni rude în vizită, puteți să mergeți voi undeva. Seara zilei de sâmbătă vă găsește așa în contact cu tot felul de persoane. Persoane bune, inteligente, persoane ok, uh, și uite că discutăm despre o surpriză foarte mare pe care o aveți, uh, fie pe o afacere, din partea unui copil, din partea persoanei iubite. E ceva acolo ciudat, doar că e vorba și despre o rupere bruscă pentru voi. Da? Și chiar de acolo vine norocul. Norocul vine printr-o transformare, printr-o acceptare. Discutăm și despre ziua de duminică. În prima parte, atenție pe drumuri și atenție pe comunicare, iar în a doua parte a zilei de duminică, uite, poți să te întâlnești cu un copil, cu persoana iubită, să faci tot felul de activități care îți fac plăcere, să ai tot felul de discuții interesante, de ce nu? Doar că, dragi Capricorn, vedeți că pot apărea tot felul de gelozie în acest weekend pentru voi, pot apărea tot felul de discuții din acestea ciudate. Cineva acolo vrea să dețină controlul. Dacă apare o persoană care ți se pare ție interesantă în acest weekend, fii puțin atent. Da? Probabil e un weekend ceva mai ciudat, mai agitat. Pisicile mele efectiv sunt agitate de când am început citirile, citirile și au absolut tot ce le trebuie. Da, Misa, 4 de cupe, da, 4 de cupe. Fie sunteți obosiți, dragi capricorni, fie plictisiți, uh, împărăteasa, o legătură cu zodia taur sau zodia balanță. E un weekend în care ceva nu-ți place legat de bani sau legat de confortul tău, poate e ceva ce te-a plictisit, poate, nu știu, este un weekend în care vrei să stai liniștit, să te odihnești, să te simți bine. Cavalerul de cupe vine cu o ofertă către tine, fie o persoană dragă care face un drum către tine, fie este vorba despre o propunere de dragoste pe care o poți primi. Cineva vrea să te cunoască, cineva vrea să-ți fie alături. Șase de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Este și o zi în care trecutul bate la ușă. Da? Dragi capricorni, e cineva aici care ar vrea să vă cunoască, dar nu știu dacă vreți voi să cunoașteți persoana aia. Da? Sau aflați de un cuplu, aflați de ceva, nume care inițial nu prea vă place. Dar până la urmă e un weekend bun, văd eu aici. Zodia vărsător. Dragii mei vărsători, ziua de sâmbătă vine cu foarte multe discuții, conversații pe care le aveți, fie online, fie fizic. Vă întâlniți cu tot felul de oameni, faceți tot felul de drumuri, intrați în contact cu multe persoane. Da? Vă simțiți așa mai bine. De sâmbătă seara lucrurile încep să fie destul de intense pentru voi. O surpriză pe care fie voi o faceți unei persoane din familie, fie cineva vă surprinde într-un anumit mod în acest weekend, poate să apară o veste rapidă, da? dar este o situație care e foarte benefică pentru tine pe relațiile cu ceilalți. Da? E ceva foarte, foarte benefic pentru tine. Duminică, 30 aprilie. În prima parte a zilei pot apărea cheltuieli sau pot apărea conflicte din acest punct de vedere și de asemenea în a doua parte a zilei de duminică vei fi foarte concentrat pe casă și pe familie, vezi că îți vin persoane în vizită și atenție cine ți intră prin casă, atenție ce comunici, intri în contact cu niște rude pe care nu le-ai mai văzut de mult timp, se reiau niște discuții acolo legate de stabilitatea unei relații, legate de un copil, legate de persoana iubită. Vezi ce faci și nu, nu exagera nici tu. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Vă vine cineva în casă pe care nu-l agreați, nu știu. Regina de spade, șase de bâte. Dragi vărsători, tare energii sunteți în acest weekend și mai mult decât atât văd că în sfârșit se clarifică o poveste din jurul vostru și primiți veste în acest sens. Fie este problema unei persoane foarte apropiată vouă, fie voi primiți o anumită veste. 6 de bâte reprezintă o victorie, o bucurie, o clarificare în văzul celorlalți, o victorie pentru tine în urma unor lupte pe care le-ai dus. Faetonul, o legătură cu Zodia Rac, se pare că E ceva foarte benefic pentru tine legat de un drum sau legat de o schimbare, de o relocare. Uite, se poate întâmpla în acest weekend un eveniment important pentru tine, simbolic pentru acest an. Regele de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar este și un weekend în care uh, primești o veste legată de. Nu știu, de zona medicală sau poate să fie vorba despre o persoană care are niște probleme de sănătate sau pur și simplu vorba despre o persoană mai sensibilă. Da? Se ia o decizie în legătură cu un loc din trecut sau în legătură cu trecutul vostru. Zodia Pești. Dragi pești, ziua de sâmbătă vă găsești foarte ocupați, aveți tot felul de activități de făcut, dar primiți și recompense, primiți bani sau dați bani. Lucrurile sunt foarte bune pentru voi ieșiți în evidență și mai mult decât atât, toți ziua de sâmbătă uite vă găsește intrând în contact cu tot felul de oameni, mai ales sâmbătă seara, ei intrați în contact cu foarte mulți oameni. Surpriza vine din partea unei rude sau surpriza vine printr-o discuție pe care o purtați cu o persoană din trecutul vostru și de asemenea surpriza poate să vină și printr-un secret pe care îl afli sau printr-o discuție pe care o ai, fie cu persoana iubită, fie cu un copil, dar e ceva ce ține și de trecutul vostru. Da? Uh, e o situație foarte benefică pentru voi pe muncă. Alții nu știu, e ca și cum ieșiți undeva și vă întâlniți cu o persoană, primiți o veste și spuneți uite că m-ar putea ajuta chestia asta din punct de vedere profesional. Duminică 30 mai, prima parte a zilei vă găsește cu niște conflicte în relațiile cu ceilalți, dar Undeva spre după amiază, spre seară, vă văd, nu știu, vă întâlniți cu niște rude, cu niște persoane dragi vouă, faceți niște activități, se reiau niște discuții. Atenție, dragi pești, începând cu acest weekend pe sănătate, atenție pe muncă și cum conduceți. Asta e foarte, foarte important, da? Uite, 5 de monede pentru tine, prima carte și avem aici și pajul de bâte. E o senzație așa ciudată legată de un copil, legată de o pasiune pe care o ai E ceva foarte ciudat aici, da? sau fie nu te simți bine Atenție pe bani și atenție puțin pe sănătate 5 de spade este ca un moment în care fie realizezi că ești într-un compromis, fie unii pești e posibil să spuneți decât singur Mai bine ies cu persoana respectivă Nici așa nu e bine da, nici așa nu e bine, uh, e ceva ce nu vă place, fie cineva vă ignoră, fie pentru unii pești, e ca și cum uh, sunteți așa într-un moment în care. Încercați să vă urmăriți și voi interesul într-o anumită situație ultima carte 8 de monede ești prins pe muncă în acest weekend. Dar sunt activități care ție îți fac plăcere, sunt activități intense pentru sufletul tău da. Și în, în general, peștii pot intra în contact cu tot felul de persoane mai tinere cu adolescenți, nu știu dragilor gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Se pare că pisicile tot mă strigă și serios, dacă înțeleg de ce o să încerc să mă duc să văd, dar probabil vor să mă mai joc cu ele vor atenție, dar mai am de făcut filmări da. O să încerc vor să petrecem mai devreme, deși nu am propus să fac nimic special. Da, vă îmbrățișez și vă doresc un weekend cât mai frumos!